Ala ar trebui să fie totul în regulă. Am să rog pe doina Geru, colega mea, să îmi confirme că suntem live pe pagină. Din punctul meu de vedere, ar trebui să fim în momentul ăsta. Suntem 40 în momentul ăsta? Nu? Suntem 40 de participanți în eveniment și cred că suntem și live pe Facebook. Așa că, din momentul ăsta, declar deschisă întâlnirea noastră de azi, care, în ciuda faptului că, iată, suntem nevoiți să o ținem pe Zoom, să o ținem într-o variantă virtuală, pentru că cam așa s-au desfășurat viețile noastre în ultimele luni. Nu mă îndoiesc că va fi o întâlnire caldă, că va fi o întâlnire care ne va bucura pe toți, în preajma unui autor pe care personal îl consider emblematic pentru momentul actual în literatura română și în jurul unei cărți care pe mine cel puțin m-a ținut treaz ieri până azi, ca să spun așa. Îi spuneam Doinei că am finalizat lectura cărții în dimineața asta la o oră mică și nu regret deloc pentru că literalmente, Paturi Oculte este o carte ofertantă și adictivă. Dar o să spun mai multe despre carte la un moment dat. Până atunci am să prezint invitații noștri. Sigur, invitatul în jurul căruia vom gravita astăzi cu toții, invitatul nostru cel mai important, este scriitoarea Doina Ruștii, pe care o salut și mulțumesc că e alături de noi. Și că iată ne dovedește încă o dată că Galați nu este un loc oarecare pe harta afectivă și interioară pe care o are. Avem de asemenea alături de noi pe Doina Ageru, care este directoarea Casei Corpului Didactic din Galați și, ca să spunem așa, inițiatoarea și vă placă și pe care sper să le urmăriți. Te salutăm și pe tine, Doina. De asemenea, avem o divizie blindată de profesori de română care freamătă în jurul romanului. Doamna Daniela Nistor, care este profesoară de română la Colegiul Național Vasile Alexandrii, doamna Cătălina Benea, profesoară la Colegiul Național Costache Negri, și doamna Nicoleta Mitu, care este de la Școala Gimnazială Grigore Hagiu, Târgu Bujor. Și le mulțumesc și lor, de asemenea, că sunt astăzi alături de noi. Vom trece printr-un tur pe la fiecare dintre invitații noștri. Vom începe cu Doina. Geru, Doina, te rog să ne spui câteva lucruri despre întâlnirea de azi și despre ce vrei tu. Nu-ți pun vreo piedică. Eu nu te aud, nu știu ceilalți. Da, nici eu nu aud nimic. Ok. Până își rezolvă Doina sau și-a rezolvat, cred. Doina? Acum se aude? Da, acum sunt. Ah, ok. Eu vreau să vă spun, în afară de bună dimineața, vreau să spun că sunt extraordinar de bucuroasă că avem ocazia să participăm la lansarea asta de carte, să fim gazdele acestei lansări de carte. Știu că doamna Doina Ruști este prietena gălățenilor și că a mai fost la noi în casa noastră, chiar în casa corpului didactic. Și mă gândeam că acest dezavantaj al întâlnirilor online ne-a dat posibilitatea să transformăm acest eveniment într-unul transmis live pe Facebook și astfel să avem o grămadă de alți participanți, mult mai mulți decât dacă ar fi fost o simplă lansare de carte care ar fi avut loc la Casa Corpului Didactic. Deci, iată că tehnologia ne ajută să fim gazde bune
așa cum cred că vom, cum am fost și până acum, și să ne conectăm cu toată lumea participantă, cu cei de aici, de la Galați, și cu cei din țară care ne urmăresc și care s-au înregistrat la, să participe la lansarea noastră. Eu îi mulțumesc doamnei inspector Daniela Nistor că a avut ideea să ne ia parteneri în, la această lansare de carte. Și îi mulțumesc doamnei Doina Ruști că a venit să se bucure împreună cu noi de acest eveniment. Și abia aștept să aud ce are de spus toată lumea despre cartea pe care am răsfoit-o și m-am simțit așa ca în copilărie când miroseam cartea cea nouă pe care o cumpăram sau o primeam și miroseam paginile și îi deschideam cartea nouă și aveam așa o bucurie nemaipomenită. Mulțumesc mult! Eu mulțumesc așa, deja m-am emoționat, Doina. Cu plăcere, Doina. Daniela, mergem la tine. Vezi că secretul pe care ai încercat să-l ții ascuns, și anume funcția de inspector, a ieșit la iveală. Noi stabilisem să nu spunem că Daniela Nistor e inspector, ca să nu tulburăm, știu eu, sufletele sensibile din învățământ, dar uite că secretul a ieșit la iveală. Daniela e, în primul rând, profesoară de română și iubitoare de literatură și în calitatea asta, în primul rând, îi dau cuvântul. Te rog, mă. Mulțumesc, Doru. Dacă e să ne uităm pe lista de participanți cu prenumele lor, cred că ar putea ieși o idee de alt roman, doamna Doina. Aș putea numi întâlnirea de astăzi sâmbăta cu Dichis. Am văzut că țineți foarte mult la Dichiseli, Dichiseli de gând, de cuvânt, de fapte, și aș putea menționa cum a început, de fapt, întâlnirea de astăzi. Era o după-amiază de joi, am primit un telefon cald de mulțumire, telefonul avea ca subiect un stilou și a evocat o întâlnire anterioară cu alte dichiseli, să spunem, și foarte frumos a trecut doamna Doina Ruști de la stilou la creionul de Roșcov, spunând că așa a găsit inspirația pentru această ultimă carte care e proaspăt apărută la editura Litera. Am dat o căutare, că știam ce este creionul de Roșcov, de fapt nu știam ce este creionul de Roșcov, știam ce este planta, și se poate găsi foarte ușor informația că pudra de Roșcove aduce o doză de energie plină de sănătate, chiar și pentru copii, că se face făină, pudră, cremă sau chiar sunt pufuleți cu pudră de Roșcove, că se mai numește carob sau glădiță, că se mai numește într-un limbaj popular pâinea Sfântului Ioan Botezătorul, că se poate face gard viu din această plantă și protejează de animale și nu numai grădinile oamenilor. E, în fine, după acest prim telefon și această primă căutare, au urmat două sau trei discuții organizatorice, unde, tot telefonice, am remarcat că din când în când doamna Doina Ruști, în conversație, face câte o pauză. Aflasem recent, într-un webinar din acesta dedicat profesorilor, că după ce profesorul adresează elevilor sau studenților o întrebare, este o formulă dintre această metodică să lași 3 secunde în plus de tăcere. Aceste 3 secunde cred că ar surprinde și ar invita la reflecție. Așa am simțit și eu că s-a întâmplat în acele momente de tăcere, că uneori îți cauți cuvintele, alteori îți așezi mai bine gândurile. Așa și cu proza doamnei Doina, prietena noastră, care surprinde, invită la reflecție, invită la reflecție asupra lumii, dar invită la reflecție asupra sinelui. Nu pot să mă numesc un cititor inițiat în proza doamnei, dar mă bucură faptul de a fi printre prietenii
doamnei Doina Ruști, fiindcă îmi place aventura fantastică, doza de magie, doza de mister, îmi place erosul, îmi plac observațiile subtile despre realitate, îmi place evadarea în poveste, îmi place erudiția, ne invită să ne perfecționăm în domeniul cunoașterii. Am remarcat în toate întâlnirile de la Galați ușurința de a crea legături între oameni, în primul rând, între oameni și scris, între oameni și cărți, și naturalețea de a fi cu noi. Vă mulțumesc, doamna Doina Ruști, pentru alegerea de a mai face un popas la Galați, iar pentru că s-a dezvăluit și rolul acesta pretențios, să spunem, ocazia aceasta este un alt prilej, a fost de fiecare dată la Galați, dar este și acesta un prilej de a descoperi virtuți, noi virtuți, ale colegilor mei, profesori de română, nu numai din Galați, dar acum vorbesc despre profesorii mei, colegii de română din Galați. Și intervenția aceasta se va limita la acest cuvânt de mulțumire către doamna Doina Geru pentru promptitudinea și entuziasmul cu care a întâmpinat următorul telefon, pentru că după ce am închis conversația cu doamna Doina Ruști la telefon, am dat un alt telefon și entuziasmul m-a făcut să fiu mulțumită că există oameni aproape de noi. Alt telefon a fost către Doru, care a întâmpinat, ca de obicei, cu pricepere, această idee și cu binecuvântata împletire între umor și filozofie, pe care o știm bine din atâtea întâlniri. Cătălina de la Pedagogic a răspuns cu promptitudine, cu energie și cu empatie, pregătind anumite surprize pentru întâlnirea de astăzi. Nicoleta de la Târgu Bujor a dovedit bucuria de a împărtăși cu noi impresii de lectură și aș mai putea aminti alte nume cu aceeași bucurie de a fi, de a se numi prietenii doamnei Doina Ruști. N-ar trebui să-i omitem pe elevii noștri. Observ aici cel puțin o devoratoare de cărți. O salut pe Ștefania. Salut și profesori care au fost studenții doamnei Doina Ruști. Mi-a zis să nu dezvălui lucrul acesta, dar știu că este acolo într-o inimă un ecou deosebit al legăturii dintre student, fost student al doamnei și doamna profesoară. Și salut Brăila, salut Buzău, salut Oradea, salut Vrancea. Doamne ajută să ne bucurăm într-o dimineață de sâmbătă întunecată, fioroasă așa în privința naturii și să ne bucurăm de ceea ce împărtășim împreună, chiar și pe calea aceasta a undelor. Mulțumesc, Doru, pentru privilegiul de a ne pune în această legătură minunată. Și dacă îmi permiți, văd că ai închis accesul la share ecran. Nu, eu n-am făcut nimic. Trebuie da, doar am încercat să pun o imagine și îmi amintește că ai dezactivat această opțiune. Acum, da, ea este dezactivată din motive bine înțelese. Dar acum am activat-o. Ok, ia să vedem dacă da, sigur. Un moment, vă rog. Spuneți-mi dacă se vede. Se vede. O cutiuță cu dichisuri. Și nu da, numai una, ci două. Cam așa ar fi esența pentru mine a prozei doamnei Doina Ruști, organizată în cutiuțe, în care găsești multe și mici minunății, în imagini și în cuvinte. Vă mulțumesc și abia aștept să vedem cum ne stârnim imaginația, curiozitatea și mărturisirile. Mulțumesc și eu. Daniela, am să te rog să, așa, să închizi share screen-ul. Da, mulțumesc mult și
îți dau dreptate și eu sunt parțial cu gândul la elevii mei. Chiar mă bucur că mai pot adăuga o carte pe lista cărților pe care le recomand de ani de zile, punând întotdeauna în coada mesajului, da, să nu știți că ați auzit, să nu spuneți la nimeni că ați auzit de ea de la mine. Prin urmare, mulțumesc, Doina, pentru că ai extins bibliografia, bibliografia, cum să zic, interzisă a elevilor de liceu. Bun, mergem mai departe la Cătălina Benea, care îi dau cuvântul și pe care o ascultăm cu mare interes. Cătălina, te rog. Bună ziua tuturor, dragilor! Mă bucur să ne vedem într-o astfel de sâmbătă frumos prezentată de doamna profesor Daniela Nistor cu Dichis. Am plăcerea, de fapt, de a vorbi despre întâlnirile care s-au consumat până acum la Galați între doamna Doina Ruști și noi, cititorii, care am așteptat întotdeauna cu multă plăcere să ne calce pragul instituțiilor, pentru că a fost prezentă în diverse locuri din Galați, astfel încât am învățat, am descoperit, am reușit să vedem că fiecare carte a doamnei Doina Ruști pentru cititori a însemnat de obicei explorarea teritoriilor pe care scriitorii de-a lungul vremii le-au bătătorit, însă noi am avut privilegiul de a intra în posesia unor informații înfățișate altfel. La Galați am descoperit rădăcini îndepărtate pe care, care au susținut practic geneza inedită a poveștilor doamnei Ruști. Am avut bucuria de a o avea în mijlocul elevilor la Colegiul Național Vasile Alexandrii, la Colegiul Național Cenegri și cred că și doamna Ruști își amintește cu drag de întâlnirea pe care a avut-o cu elevii noștri, pentru că aclamațiile mulțimii ce au reconstituit atmosfera Bucureștiului Fanariot nu au fost deloc înșelătoare. Cu siguranță că vă amintiți de dracolinele pe care le-ați gustat și asupra despre care am discutat ulterior. Grație lucrului în echipă, la CNCN am călătorit în timp pe acordurile melodiei lui Anton Pan și cu prezența doamnei Doina Ruști. La CNVA am văzut că fiecare dintre cărțile doamnei s-a constituit într-un tablou singular, un tablou singular care s-a situat cumva deasupra frământărilor mărunte și patimilor umane. Diversitatea umană este clar imprevizibilă și uneori derizorie, însă numele pe care le-am descoperit în cărți, privilegiul, bucuria de a asculta pe doamna Doina Ruști, au completat tabloul acesta și au dovedit că numele trecătoare au devenit așa și pentru noi și pentru copii, pentru toți cititorii, un simbol care marchează cumva efemeritatea aceasta a lumii. Nu a lipsit nici întâlnirea de la Casa Corpului Didactic din Galați, iar discuțiile despre cărți care s-au purtat acolo și despre carte a dovedit că ne putem înscrie pentru o consistență necesară în catastife pentru a putea marca cumva ideea asta de înșghebare temporală. Chiar dacă au fost proiectate în spații diferite, întâlnirile dintre actorii cărților seamănă cu o rotire de cuvinte. În această manieră am perceput întâlnirea care a fost organizată la Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Am descoperit acolo un cadru în care s-au împletit iubirea cu dorința, regretul cu nostalgia, nu știu, posibilul și nesiguranța. Sunt nu numai mărturiile profesorului, ci și ale cititorului și spun și eu, asemeni colegului meu, Doru, că am folosit aceeași tehnică legată de prezența cărților în viața elevilor. N-ați auzit de la mine, dar vine doamna. Și în aceeași... care s-au împletit iubirea cu dorința, regretul. Și atunci am reușit să facem dovada faptului că ne place Doina Ruști, că ne putem bucura de ceea ce ne scrie, grație și intervenției subiective a unor copii care au simțit nevoia să vorbească despre cărți prin intermediul imaginilor și au participat în număr mare la întâlniri. Au venit și pe timp frumos și pe timp mai puțin favorabil și au fost acolo, susținând un eveniment de suflet.
Vă îmbrățișez cu drag pe toți, vă mulțumim pentru prezență, le mulțumesc colegilor mei pentru bucuria de a fi alături în acest moment și aștept cu nerăbdare să descoperim și alte sensuri ale paturilor oculte, destinul adolescenților, sensurile ascunse sau pe care le vom descoperi cu siguranță citind cartea. Mulțumesc pentru prezentare, Doru. Mulțumesc și eu și mă gândesc așa că spuneați că eu sunt filozoful, nu? Adică mă simt ca la seminariile din facultate și încă procesez vorbele așa cum ies ale colegilor mei. Vă rog, închideți ori microfonul, ori cățelul, cum alegeți, ori ambele. Merg mai departe la Nicoleta Mitu, care vine de la Târgu Bujor, care nu e un oraș mai spre limita județului, ci e mai degrabă un oraș mai spre centrul României decât e Galațiu. Și te rog, Nicoleta, să ne spui ce ai de spus. Da, bună dimineața! Vreau să vă spun că emoțiile sunt mari, dar bucuria revederii doamnei Doina Ruștii este întotdeauna extrem de mare. Gândurile mele astăzi pleacă din perspectiva profesorului de gimnaziu, da? Și vrea să vorbească un pic despre modul în care am descoperit proza scurtă a doamnei Doina Ruștii împreună cu elevii mei. Da? Și titlul activității de astăzi a fost De la volumele colective la Platanos. Cu ocazia aceasta ne-am reamintit că există volumele coordonate de domnul Liviu Papadima, în care de-a lungul timpului am descoperit, dincolo de Poarta Mov, O zi cu Tanti Vicky, Prințul Avalo, Visul Spiritușului, iar în volumul coordonat de doamna Monica Onojescu, Ziua Națională. De asemenea, de anul acesta, manualul de clasa 8-a vine cu o nouă bucurie, textul Platanos al acestei iubite autoare. Dincolo de Poarta Mov, o carte fundamentală ca Odiseea lui Homer marchează parcă destinul autoarei. Urmându-și pasiunea pentru aceasta, învață greaca veche și mai târziu devine traducătoare. Înțelegând că orice clipă este unică, se apucă de scris. Nici 100 de istorii ale altora nu se compară cu propria aventură. Dar, bineînțeles, bucuria asta independentă și pisicească nu are valoare decât dacă citești măcar 100 din experiențele celorlalți. De la învățarea literelor scrise cu mof pe o carte cu coperți bleu, până la descoperirea bucuriei de a trăi povestea, nu mai e decât un pas. În imensitatea lumii, nu existam decât eu și el. Nici glasul mamei mele, care mă căuta prin casă, nici ușa deschisă pe neașteptate, nu m-aș fi făcut să ridic ochii din pagina pe care literele, în sfârșit, își pierduseră identitatea. Dacă v-am stârnit curiozitatea, vă rog, căutați care-i faza cu cititul. O zi cu Tanti Vicky e un text pe care îl găsim în volumul Ce poți face cu două cuvinte și care valorifică binomul fantastic al lui Gianni Rodari. Cuvintele de la care pleacă autoarea sunt tatua și pelerină și creează o poveste minunată despre Radu și pelerine care te fac invizibil. Putea chiar să traverseze parcarea, să intre, de exemplu, la Raiffeisen și să jefuiască banca. Ce ziceți? A reușit? Răspunsul îl veți găsi căutând textul. Un alt titlu interesant, Prințul Avalo, îl găsim în Cui e frică de computer. Prezintă într-un mod atractiv modul în care Cori, prietenă cu tehnologia, ar putea scăpa sau scapă de plictisitorul crocodil cu al său caiet de exerciții și de corigența la matematică. Ce înseamnă totuși vacanța de vară pentru fată și mai ales cine este prinț Avalo devenit peste noapte prinț? Da. Mai departe, pentru că
ne apropiem cu pași repezi de Ziua Națională, descoperim în volumul Mică istoria unui secol mare, următoarea idee sau următorul alineat. Faptele mari sunt de cele mai multe ori accidente lipsite de strălucire. Niciun om nu se naște erou, iar acțiunile își etalează importanța doar în măsura în care există mesageri devotați. Faptele mari au nevoie de oameni loiali, dispuși să participe la poveste, exact în măsura în care a înfăptuit-o eroul. Deja prindem curaj și descoperim un vecin banal și nesuferit, domnul Paul, care o așteaptă pe Ramona când ea se întoarce de la școală. Nesuferitul de care încearcă să scape și pe care ironizează îi schimbă percepția asupra unei banale călătorii la București de Ziua României, amintindu-i că odată trăia Ponleu Barbaru, fratele leilor sau doi draci care își vor împărți, care vor să-și împartă moștenirea. Un bici, un fes, niște ghete. Găsește semne ale poveștii, iar la întoarcerea din București află de existența unui caiet scris de cineva la 1880. Ați văzut și voi Capul de demon? Se apropie Ziua Națională. Continuăm excursia prin textele doamnei Doina Ruștii și descoperim Platanos, o poveste minunată despre prietenia extremă, intermediată de carte, al cărei final răsună încă în urechi. Credeai că o să te lăsăm singur? A spus el. La ce crezi tu că sunt buni prietenii? Nu uitați, cartea niciodată nu vă va lăsa singuri. Dacă v-a plăcut Platanul, îl veți găsi într-o altă ipostază, în romanul Zoglu. Urmează un joc în word art care sintetizează puțin textele despre care am vorbit. Bineînțeles, dumneavoastră sunteți invitați să căutați cartea și titlul. Și în loc de concluzie, aș spune doar atât că doamna Doina Ruștii născută la Comoșteni, este o scritoare contemporană ale cărei romane, apreciate de critică pentru forța epică, originalitate și erudiție, au fost multipremiate și traduse în numeroase limbi. Dacă vă plac aceste informații, căutați volumul Mică istoria unui secol mare. La un moment dat, întâlnim în Zogru următoarea afirmație. Era de neînțeles prin ce fire misterioase îl legase Dumnezeu de oamenii unei singure zone. Nu era vorba de români, ci în general despre oamenii conectați la spațiul care îl născuse și pe el, în special la zona nașterii lui, de la Comoșteni până la București. Doar aici putea să simtă fiorul și plăcerea vieții. Cu siguranță, cine o descoperă pe Doina Ruștii, se întoarce mereu la textele sale. Lectură cu inspirație. Vă mulțumesc! Și aceasta este bucuria când am deschis cartea pe care o sărbătorim astăzi și am găsit un autograf. Mulțumesc! Pentru că am făcut turul rapid al invitațiilor, o să spun și eu câteva lucruri despre carte. Nu foarte multe, pentru că bănuiesc că toată lumea așteaptă cu mare nerăbdare să audă vorbiri pe Doina Ruștii, să-i pună întrebări și să o întrebe tot fel de lucruri despre carte. Eu n-am să spun mai mult decât că am găsit și în romanul ăsta al Doinei Ruștii aceeași combinație care te face în general rapid dependent de proza ei. E o proză, cum să spun, în același timp ușoară și grea. Senzația de navigare facilă prin proza asta e de fapt rezultatul unei maestrii artistice fără discuție. Iar felul în care Doina folosește
cu mare pricepere toate procedeile literare posibile. S-ar putea ține un curs de modernism și despre postmodernism, plecând de la romanul ăsta, povești în povești, povești în cadru, povești care se autocitează, autoreferențialitate cât cuprinde și așa mai departe. E tipul ăla de joacă care atinge aproape en passant, așa. Zice că nu vrea mai toate temele fundamentale ale lumii, timpul, destinul, iubirea și așa mai departe. E o proză senzuală, o proză cu piele, cu epidermă, care simți că pulsează, că are viață înăuntru și că e un corp cu organe, nu un corp fără organe, cum spunea Deleuze, ca să uite, să demonstrez că sunt filozof și citez un filozof care a avut contacte cu zona literară. Cartea Doina e un mic obiect magic, așa, care te ajută să fii când aici, când colo, să fii în trecut, să fii în prezent, să fii alături de adolescenți bucureșteni care sigur utilizează platforme de socializare, vorbesc hipsterește și trăiesc într-o lume în principiu desacralizată, dar care de fapt nu e niciodată desacralizată în totalitate. Pentru că dacă există o miză ontologică și literară la Doina Luștii, probabil că asta este. Doina Luștii probabil scrie din disperarea de a nu fi metafizician, pentru că volumele ei mustesc de metafizică și ceea ce rămâne la sfârșit, dincolo de plăcerea estetică, dincolo de bucuria de a fi partea ficțiunii pe care o scrie, cred că ceea ce îți rămâne, și cel puțin pentru mine e lucru cu adevărat fundamental atunci când îi citesc proza, este speranța. Speranța că lumea asta e un pic mai mult decât ceea ce pare să fie. Pentru că eu nu cred că poți să speri cu adevărat decât după ce ai atins, ai atins podeaua cea mai de jos. Iar din punctul meu de vedere, podeaua cea mai de jos este realismul. Este gândul absolut dement și insuportabil că lumea s-ar putea să fie atât și nimic mai mult. O aglomerare de atomi care se desfășoară haotic în timp și care la un moment dat va avea un sfârșit. Iar sfârșitul nu poate fi conform legilor termodinamicii decât în haos și în dezordin. Doina ne asigură cumva prin multe din cărțile ei că, așa cum spune un personaj celebru din Shakespeare, e mai mult în cer și pe pământ decât visăm în filozofia noastră. Și sigur, toată ficțiunea asta complicată și complexă în același timp cu Roșcov, care se plimbă prin timp și prin dimensiuni, este o, cum să spun eu, e un eșafodaj literar și de imaginație, care ne permite bucuria asta de călătorie prin timp și prin spațiu. Așa, după cum am mărturisit de mai multe ori, mi-e întotdeauna greu să vorbesc despre romane și despre opere de ficțiune. Dacă aș fi avut o carte de știință sau de filozofie, puteam vorbi 6 ore liniștit, dar despre roman, a vorbi despre un roman e în sine un act de seducție. Nu trebuie să arăți prea mult, nu trebuie să arăți prea puțin, trebuie să dai cumva un soi de perspectivă și un soi de gust și să trezești un soi de dorință și de înclinație spre cartea respectivă. Sper că mi-a reușit lucrul ăsta, măcar așa puțin, cât pot și eu la ora asta oarecum matinală. Însă, realmente cartea mi-a plăcut. Am citit-o Între două eseuri de Montaigne, Doina, să știi, și nu mi s-a părut cu nimic mai puțin ofertantă și înțeleaptă. Și acestea fiind spuse, îți dau ție cuvântul, care, sigur, fiind autoarea, probabil știi mai bine decât mine ce a vrut să spună autoarea, și în cartea asta, după care, sigur, vom deschide și discuțiile cu participanții, care sper să fie la rândul lor ofertante și interesante. Doina, hai legătură. În primul rând, vă zic din nou bună ziua tuturor, s-a făcut zi deja, dimineața s-a dus. Pentru că de la 11 începe prin Tișorul, după cum știți, care durează până la ora 1.
E perioada asta cea mai fertilă, când ți se face foame, dar mai rar se pune la masă, ești de-abia trezit și nu știi dacă trebuie să te miști în lume sau să stai în aceeași poziție metafizică de dinainte. Și tocmai de asta mi se pare așa o oră foarte potrivită pentru a intra în contact, pentru a transmite idei și mai ales emoții. Pentru că la ora asta toate emoțiile se păstrează, sunt în zona aia a eternității. Ne apropiem de amiază, când toate lucrurile depuse acolo sunt veșnice. M-a impresionat foarte mult tot ceea ce ați spus astăzi și evocarea pe care a făcut-o Cătălina cu toate distracțiile noastre anterioare prin Galați și cuvintele flatante ale lui Duhul și mai cu seamă ceea ce a povestit Nicoleta, pentru că trebuie să vă mulțumesc, pentru că niciodată n-am auzit pe cineva vorbind despre prozele mele oarecum didactice din colecțiile coordonate de Tina Sămivea și Liviu Papadima. Ei tot timpul au niște restricții, să pornesc de la niște cuvinte, să respect nu știu ce. Și aproape că am uitat de ele, nici nu mai știam care este destinul lor. Bineînțeles că cea mai proaspătă Platanos este încă în mintea mea și nu știu dacă a mai fost o proză atât de citită ca asta, am primit atâtea scrisori în acest an. Dar acestea sunt doar pauzele în viața mea de romancier, pentru că știți bine, numai romanul contează și aici trebuie să vă aduceți aminte de anul trecut, când am trecut pe la Casa Corpului Didactic, cum zicea Doina mai devreme, și când m-am întâlnit cu Daniela, din nou, a doua, a treia oară, nu mai știu, și după ce am ascultat Anton Pan, după ce ne-am bucurat de costumele de epocă, după ce am mâncat toate bunătățile care erau pe tăvi și care reconstituiau viața culinară a secolului fanariot, e bine, după toate astea, Dana mi-a dat un stilou auriu. Mi-a făcut cadou un stilou auriu. Și stiloul ăsta, nu știu, emana un fel de abur vrăjit. Rămâseseră în el parfumurile întâlnirilor și bucatelor și muzicii din liceu pedagogic. Rămâsese de asemenea în el și un dram așa de... nu știu, de vis de greieri. Știți că am obsesie cu visul greierilor care este interminabil și vrăjit și diavolesc. Și așa am ajuns seara să mă întâlnesc cu Doru. Știți, aduce aminte cu tine, m-am întâlnit abia seara cu acest constat că pe mine m-a schimbat numai la muncă, la partea asta cu distracția, nu prea. Da, te-am sărit. Tu erai la școală în perioada asta, pe atunci erai așa foarte... prins, nu mai amintesc că spuneai că aveai în ziua aia, nu mai știu, 14 ore sau așa și ai ajuns foarte obosit la întâlnirea noastră, o întâlnire care s-a petrecut sub imperiul acestui stilou fermecat. Și vreau să vă spun că întoarsă la București a persistat această legătură. S-au întâmplat mai multe, am încercat să scriu alte lucruri, am scris și la mea sau altceva. Și la un moment dat, știți cu toții, a venit pandemia, eram închisă în casă, priveam stiloul ăsta și am început să scriu, printre puținele dăți când am început să scriu de mână, nu știu, numai cu acest stilou cum să scriu de mână, scriu pe laptop, nici nu mai pot, nici nu mai nimeresc literele făcute și scriind, și intrând într-o zonă și încercând să-mi explic ce se întâmplă cu noi și mai ales cu perioada asta grea pe care, despre care aș fi vrut să povestesc punctul meu de vedere, am constatat că acest stilou auriu s-a transformat într-un creion de roșu. Și odată cu el au venit alte amintiri și alte straturi ale experienței mele. Dacă nu mă credeți, uite, ăsta este creionul de roșu. S-a transformat, amintindu-mi că acest copac al copilăriei mele
pe care noi îl numeam Tecar, pentru că are niște păstăi impresionante. Este un copac, un copac cu funcții ritualice, folosit de ziua morților, de moșii de vară. Aici, prin sud, mai ales, se înșirau aceste păstăi pe șiruri, se puneau pe case, pe vasele care se dau de pomană la moșii de vară, se puteau la gât și așa mergeau, de fapt, să-și cinstească strămoșii în secolele trecute. Obicei pe care, ritual de fapt, pe care îl descrie pe Lar și Simeon Florea Marian în botanica sa. Și cu asta m-am întors la zona Moldovei, pentru că chiar spun acolo, moldovenii nu respectă, nu au acest respect față de roșcov. Mi-a plăcut așa și încheie prezentarea la acest capitol numit Roșcovul. Și citindu-l din nou pe Simeon Florea Marian, aducându-mi aminte toate lucrurile astea, îmi dau seama că există o relație destul de interesantă între zgomotul pe care îl face păstaia asta, care are semințele, știți cum zdrângăne, o păstaie de roșcov sălbatic, zgomotul ăsta pe care îl fac păstăile, care rezistă tot timpul anului și iarna, sunt în copaci ăștia țepoși, mai ales cei bătrâni care cresc înalți, și ritualuri mai vechi ale lumii arhaice care stabilizează legătura cu lumile subtile prin intermediul sunetelor ritmice, al castanietelor sau al pianului atins de o coadă de pisică. Și asta m-a dus imediat la Gilgamesh, vă mai amintiți cât se chinuie Gilgamesh să facă un instrument cu două bețigașe, cu o mică tâmpiță ca să-l cheme din infernul pe închipul prietenului și alte multe povești care toate veneau peste mine, fiind închisă în casă, vă reamintesc, pentru că ne aflam pe vreme de pandemie și pentru că ceea ce mă ținea în viață erau doar amintirile, dar faptele anterioare și mai cu seamă faptele ratate dintr-o viață care trecuse, de care acum închisă în casă mă despărțeau veacuri. Cam asta s-ar afla la temelia acestui roman, apărut la Litera, Paturi Oculte, un roman pe care l-am scris și în joacă și cu toată această experiență în minte, cu un creion de roșcov pe care încă îl țin, care nu se consumă, din vârful căruia picură încet un lichid în color, ca lacrimă, care face ca orice text să ajungă la sufletul cititorului. Așa cred. Asta este ceea ce cred eu și credința asta deja mă face să am încredere în scrisul meu și mai ales în viitor. Mulțumesc! Da, mulțumesc, Doina! Vă încurajez să puneți întrebări, puteți folosi fereastra de chat sau puteți pur și simplu să interveniți. Există și o mânuță virtuală acolo în Zoom, există o opțiune, nu știu dacă o cunoașteți. În fine, vă vom auzi dacă vă exprimați intenția de a întreba sau de a comenta, nu trebuie să vă faceți griji. Și până se gândesc invitații, Doina, la ce anume să te întrebe, te-aș ruga eu să ne spui un pic despre cartea asta și cam în ce fel o vezi tu încadrându-se în tablou a ceea ce ai scris până acum, în ce filiație are cu alte texte, mă rog, mai mult sau mai puțin vizibile. Unde încadrau în puzzle-ul ăsta fermecător al operei tale? Nu cred că are legătură cu una dintre cărțile anterioare. Asta a fost ideea. E scris într-o perioadă de criză, într-o perioadă specială pe care trăim toți. Și în afară de asta, este scrisă pentru o colecție în care are, să zicem, un program, are o linie pe care eu o deschid cu acest roman. E vorba despre colecția Biblioteca de Proză Contemporană.
Era întrebarea mea următoare. Mă bucur că ai anticipat-o și vorbește-ne, te rog, un pic despre colecția asta. Este o colecție apărută într-un timp aiurea, nu? Într-un timp în care crede că nu se mai citește, dar care vrea într-un fel să restabilească o legătură pe care eu o aveam și pe care, la un moment dat, am început sub pierd cu literatura română clasică. Colecția aceasta vine din dorința mea de a crea un loc în care oamenii care nu au grupuri, care nu sunt, nu sunt atât de, cum să zic, de obraznici ca să intre la editurile consacrate, să aibă un loc, să poată trimite prin e-mail un text și să știe că textul ăla e citit de cineva. Asta este primul lucru pe care își dorește Biblioteca de Proză Contemporană și am găsit la Litera numai teren bun pentru astfel de colecție, dar și un respect față de literatura română pe care puțin editori de astăzi o mai au. Am înțeles. Chiar remarcasem aseară faptul că deja colecția a ajuns în atenția cititorilor. Mă refer, de exemplu, la postarea pe care o făcuse la un moment dat Ciprian Măceșaru. El însuși un autor contemporan important care lăuda unul dintre romanele colecției și te felicita pentru inițiativă. Ori, din punctul meu de vedere, cunoscându-l un pic pe Ciprian și știind cât de rar îl laudă și cât de exigent e cu literatura pe care o citește, mie în sine mi s-a părut o, cum să spun, încă o asigurare că această colecție de proză contemporană probabil își va găsi foarte repede locul în peisajul, hai să spunem, editorial românesc care propune o asemenea literatură. Acum, eu ca simplu cititor, nu sunt de meserie, nu sunt critic literar, nu, sunt doar un om care citește literatură de când se știe și va continua să o facă. Recunosc că nu sunt în general de partea părerii generale că literatura română ar fi cumva, ar trece cumva printr-o criză generațională și așa mai departe. Dimpotrivă, mie mi se pare că propunem foarte mulți scriitori interesanți și care au, cum să spun, bine, și aici nu mă refer la scriitori ca tine, care deja sunt cine sunt în peisajul literaturii contemporane, ci mă refer la scriitori tineri care, așa cum spui, trebuie să găsească o rampă și să găsească un loc unde un loc unde să se poată manifesta. Chiar mă bate și pe mine gândul, dacă la un moment dat mă apuc de scris proză, să... Sigur vrei să fie proză, pentru că nu degeaba te-ai ocupat de cele patru romane. Da, dar eu nu am scris niciunul din cele patru. Da. Doar am încercat să vorbesc lumii despre ele. Bun, dacă sunt întrebări dinspre public, vă rog foarte mult. Nu știu câte întrebări sunt însă foarte multe felicitări, curg cu zecile. Lumea spune că ești încântătoare, că ești absolut fermecătoare. Sigur, eu știam lucrurile astea, mă bucur că o descoperă și alții. Așa că dacă vreți să interveniți, vă rog și vă aștept. Mulțumesc mult, Florentina, că îmi spui lucrul ăsta. Elevii tăi au citit, m-au citit și așa deja m-am emoționat în primul de clasul. Da. Plăcerea, aș veni la orice oră a ta de literatură. Poate ajungi și la o oră de mai de filozofie, de ce nu? Nu, așa ar fi și mai interesant. Da, pentru că... Un creion de Rășcov pentru a despica creionul în patru. Absolut, absolut. Să știi că filozofii chiar au inventat un termen pentru asta. Aveam un coleg în facultate care folosea termenul a tetrapiloctomiza. Nu glumesc. A tetrapiloctomiza însemna a tăia firul de păr în pat.
tetra înseamnă patru, pilos înseamnă fir de păr, tomein înseamnă a tăia, așa că putem tetrapiloctomiza oricând dacă vii la, la una dintre, dintre orele noastre. Până, până se, se hotărăște lumea, iată că avem o întrebare, lumea începe să se hotărască și să, să depășească timiditatea, să pună deja întrebări. Cineva ne întreabă dacă titlul este o metaforă sau un simbol. Da, mie nu prea îmi plac titlurile simbolice. Îmi plac titlurile cinstite, ca să zic așa, să mai clasic în privința asta. Și acesta este un titlu descriptiv chiar destul de clar. Paturi oculte se cheamă, despre niște paturi oculte este vorba. Ok. Nu știu de ce, în decursul zilelor ăstora în care eu am, am citit cartea și chiar mi-a plăcut, să știi, n-am spus de cum prezența asta, mi-a plăcut foarte mult. M-am culcat în vibrația ei, m-am trezit în vibrația ei și am vorbit multora despre carte în zilele astea și tot timpul am avut tendința și tentația de a spune paturi mistice. Nu știu de ce am tot spus mistice în loc de oculte. Ar fi fost și asta o variantă ok? Oare paturile oculte sunt mistice? Nu trebuie să răspunzi acum, pentru că mai avem, asta nu e o întrebare foarte inteligentă, vine de la mine. În schimb, avem întrebări inteligente de la cei care ne urmăresc. Și doamna, numai un pic, am pierdut. Doamna Silvia Toderică, de exemplu, ne întreabă ce anume te inspiră. E, crezi în ideea asta de inspirație? E doar muncă? E plăcere? E destin? Pasiune? Ce, de ce scrii în loc să, nu știu, faci bani, să fii director de multinațională, să mai știu eu ce? Păi, pentru mine scrisul este jocul cel mai plăcut. E cel mai la îndemână din câte există în lumea asta. Se află pe primul loc, este ceea ce îmi place să fac cel mai mult. De regulă scriu în momentul în care mă leg de emoțional de ceva, mi se întâmplă ceva, mă îndrăgostesc de un om, văd o piatră, citesc un text vechi. Deci ceva de genul ăsta, așa începe totul. Și nu mai pot să uit lucrul ăla. Încep să mă ambalez, se creează o legătură, mă gândesc zi și noapte la ceea ce am trăit, la o mică întâmplare de multe ori, fără importanță, așa cum a fost cu Homericul, de pildă. Și treptat lucrurile se aglomerează în viața mea, încep să creez povestea. Uneori stau pe acea obsesie luni, alteori ani, și când în sfârșit știu totul despre emoția de la care a început povestea, când am personaje, când am chiar și conținutul buzunarelor unui personaj, când știu totul despre tot, mă apuc și scriu dintr-o răsuflare. Cam așa se întâmplă în legătură cu romanele mele. Cu povestirile altceva, pentru că ai o tremă, ai niște restricții și nu știu, pierd de multe ori contactul cu lumea emoțională. Sunt mai tehnice, mai pragmatice povestirile din legerile pe care le-ai invocat, Nicoleta. Este, asta e o curiozitate personală mai mult și aș vrea să te întreb cum vezi lucrurile. Este literatura o formă de cunoaștere? Pentru că ai vorbit mult despre a cunoaște lucrurile respective. Și pentru că în general există mulți care aruncă literatura în zona jocului gratuit și eventual a purei plăceri. Eu nu am văzut-o niciodată așa. Din punctul meu de vedere, care am studiat ani de zile epistemologii și teoria ale cunoașterii, literatura rămâne un mod fundamental de cunoaștere. Este o minciună care ne arată adevărul, spunea la un moment dat Dalí. Bine, el spunea despre artă, dar cum literatura e o formă de artă, sigur că
întrebarea e, cred eu, legitimă. Și la întrebarea asta aș mai atașa una. Știi că probabil și ai urmărit, pentru că știu că ești un observator atent al ceea ce se întâmplă pe scena educațională românească. Ai și scris despre asta și îți mulțumesc că în general m-ai pomenit frumos în articolele astea. Ce îi spune un elev? Și elevul ăsta există, nu e o ficțiune creată de mine. Sau mă rog, eu am creat un elev virtual punând zeci sau sute de elevi reali acolo, unii peste alții. Ce îi spune un elev care ți-ar spune, da, ok, totul e foarte frumos, însă noi nu avem timp pentru așa ceva. Noi vrem lucruri pragmatice, vrem lucruri care să ne ajute în viață. Știi că e o discuție fierbinte asta. Vrem lucruri utile, pragmatice. Literatura e până la urmă o formă de distracție și, sincer, dacă vreau distracție, e mai potrivit generației mele să vadă un film într-un mall sau, știu eu, să joace cu o cască virtuală. Pe mine mă preocupă, sincer, chestiunea asta și de-aia aș vrea să te întreb cum ai seduce un elev, cum l-ai pune pe gânduri, cum l-ai face să dea o șansă unei cărți. Și sigur mă refer la un elev care nu citește, pentru că elevii care citesc deja nu mai trebuie convinși cu siguranță. Dar unuia care ți-ar spune lucrurile astea, ce îi spun? Cum l-ai momi? Cât privește prima parte a întrebării tale, trebuie să spun așa pe scurt că la baza ontologiei se află povestea și cred în latura asta a ei. Așa facem o aruncare puțin de dialogul lui Platon și după aceea tragem fermoarul ca să răspund la partea a doua a întrebării tale. Nu cred că aș convinge pe nimeni, nu cred în această rețetă de a convinge copiii să citească. S-a spus mult că dacă ei au un model, îl imită, etc. Și asta este adevărat, dar nici asta până la urmă nu este sigur. Cărțile se nasc din cărți, cum s-a mai spus, e o butadă, e adevărat, dar fiecare dintre copiii ăștia pe care acuzăm că nu citesc, de fapt, au lecturile. Fiecare are lecturile lui și lecturile astea sunt foarte, foarte diversificate față de cele ale noastre. Citesc pe rețele, citesc, zice, tâmpenii, dar aia este o formă de lectură și în interiorul ei se naște, dacă e cazul, drumul spre o carte. Așa se naște. În lecturile astea utile, în lecturile zilnice pe care le facem toți, ne trezim, deschidem laptopul și intrăm pe nu știu ce rețea, citind acele lucruri care interesează cu adevărat, tehnice, pragmatice, despre un telefon care a apărut acum, de la aceste lecturi neînsemnate, se clădește ușor, de fapt, drumul pentru cei care au nevoie de acest drum, drumul spre o carte. Și de aici spre celelalte cărți, cum se întâmplă. Cred în necesitatea bibliografiei. Bibliografiile astea școlare, pe care le blamăm toți și care sunt, cum să zic, cele mai urâte dintre temele primite. Mi-aduc aminte că a fost o perioadă că nu voiam, dar nu voiam deloc nici să citesc, nici să parcurg bibliografia respectivă, pentru că credeam că îmi pot alege cărțile singură. E bine, de fapt, bibliografiile astea sunt extrem de utile, pentru că oamenii care, în primul rând, pentru că nicio carte și niciun titlu de carte nu rămâne fără urmări. Totul are consecințe. Chiar și o carte proastă pe care o citești la vârsta adolescenței lasă în urmă niște lucruri care mai târziu se conectează, poate, la adevărata literatură sau la lucrurile jalnice pe care o să le faci în viață. Și ca urmare, bibliografiile școlare rămân un fel de reper. Oamenii, de asta și am vorbit despre ele altfel în acest roman, oamenii, copiii de liceu, să spunem, nu le înregistrează ca atare, știu că există. Da? Le aud nume la școală. Dar auzind aceste nume, bună parte dintre acești elevi
le caută pe net imediat, cum le caută florii personajul meu din această carte, aude de Tolstoi și imediat se duce să vadă ce e cu el. Și își fac, de fapt, o rețea de informare care nu mai are legătură cu acea pagină îngălbenită pe care mâna unui profesor a scris 200 de titluri de cărți. Pentru că e un mod de a descoperi, de fapt, un mod de a descoperi, de a intra în opera lui Tolstoi așa, văzându-i fotografie, văzând ce filme s-au făcut după el, apoi dând peste un text, se citește fragmentarist, ne aflăm într-o eră în care s-a schimbat și modul de a percepe lumea și lectura și scrisul cărților, normal. Iar eu sunt preocupată de toate acestea și aș vrea să rămân legată de timpul meu și nu de timpul care a fost. Mulțumesc mult! E unul, cred, dintre cele mai profunde răspunsuri pe care l-am auzit la întrebarea asta. Anca Alexandru are o întrebare pentru tine. Anca, te ascultăm. Sunt deja, cum bănuiam, încep să ne inunde întrebările și voi fi pus în situația de a mai selecta dintre ele, însă am să încerc pe cât posibil să le adresăm pe toate. Anca, te rog. Mulțumesc mult că îmi permiteți să intervin. Mulțumesc și pentru invitație, doamnei Daniela Nistor, și mai ales pentru privilegiu pe care mi-l acordați, doamna Doinaru Uștin. Eu predau franceză la Facultatea de Litere în Galați, limbă de obicei, dar din când în când mai am și cursuri de teorie literară. Practic, asta mă interesează cel mai mult. Sincer vă spun, m-am prezentat astăzi ca un student nepregătit, pentru că nu am citit cartea încă, dar totuși am vrut să vă ascult. Am ezitat, dacă n-am citit cartea, cum vin eu și nu înțeleg nimic sau nu. Nu. Dar m-ați provocat acum cu o afirmație. Numai romanul contează, ați spus mai devreme. Detașându-vă, mi s-a părut mie de proza scurtă, apărută în volumele colective, despre care ați spus de asemenea că sau acolo la proza scurtă vi s-au impus un anumit număr de cuvinte sau să porniți de la niște cuvinte. Ce aș vrea eu să vă întreb? Spune. Sunt culegeri cu temă, nu? Da. Chiar asta este întrebarea. Care e de fapt legătura dintre editură și scriitor și dacă vă simțiți liberă să scrieți și ce fel scrieți când sunteți de fapt încorsetată din exterior? E o temă, adică dacă vi se impune tema din exterior, vă mai aveți acest sentiment de libertate? Da, în general eu nu prea. Sunt o ființă destul de de liberă. Așa. Nu prea și de regulă nu prea reacționez bine la lucrurile impuse la teme, dar nici nu sunt chiar de aruncat. Cele școlare, didactice, normal că se supun unor rigori. Și asta nu înseamnă că editorul vine să-ți impună ceva, ci există totdeauna un colectiv care alcătuiește câte o antologie tematică. Și atunci, sigur, trebuie să intri în tema aia, să nu scrii despre cai verzi de vreme ce acea antologie se numește Ce-am face cu două cuvinte, nu? Sau cum era, ce-ar mai fi descris sau nu mai știu, că tot așa au titluri de-astea foarte programatice. În schimb, legătura mea cu editorii este una foarte bună, nu vin editorii, nu impun scriitorului ce să scrie, dar le atrag atenția, sunt redactori care vin cu idei care îți atrag atenția, care te fac să te întorci la un fragment, de pildă la patru curte. Am lucrat cu un redactor foarte atent, Justina Bandol de la Litera, care la un moment dat mi-a atras atenția că o scenă era prea scurtă și aș fi vrut să fie mai largă, să creeze atmosfera. Scena din teatru când stau de vorbă, când Lev și prietenii lui stau de vorbă și chiar am lărgit-o, mi-a făcut plăcere să aud că cineva, primul meu cititor, are o viziune atât de exactă asupra textului și bineînțeles că
Niciodată redactorul nu impune ceva scriitorului, scriitorul își alege din ceea ce, din observațiile pe care îi le face. În general, redactorii de carte sunt oameni delicați și prevenitori, așa, adică știu că scriitorii sunt sensibili și că pun asupra forma, nu mai scriu dacă le... De obicei fac însemnări pe marginea textului și scriitorul, dacă vrea să țină cont de ele, bine, dacă nu, treaba lui nu are decât să meargă până la capăt, așa cum vrea. De regulă accept sugestiile redactorului de carte, pentru că el este primul cititor, ba mai mult decât atât, am obicei, nu l-am respectat de data asta la Paturi Oculte, dar la romanele anterioare dau manuscrisul unui profesor de liceu, de regulă, pentru că ei sunt cei mai atenți, cei mai conectați la mintea tânără și, în fine, după aia discutăm și asta este prima reacție, mă duce la primele corecturi pentru un text. Cam așa. Mulțumesc mult de tot. Deci, practic, okay, cititorii vă ajută. Ca să nu zic mai mult, vă scriu cartea. Că, de fapt, și asta este în realitate. Au fost felul de observații. Am cititori fideli de ani de zile care îmi fac observații, mă drag de mânecă atunci când, mă rog, nu sunt... Am făcut o greșeală sau nu știu ce s-a întâmplat acolo. Într-un text oarecare, adică eu am mare încredere în cititor și de fapt asta este singura mea forță în lume. Bucurie. Nu, este chiar o forță. Am cititori, da. Am cititori care mă susțin și lucrul ăsta, nu știu, e destul, nu mai contează. Cam asta. E visul oricărui cititor, de fapt, să aibă cititorii lui, deci nu cititori așa de conjunctură, ceea ce cititori fideli, care știu pe de rost cum gândește, unde greșește, care sunt usturile scriitorului. Mulțumesc mult! Mulțumesc! Și eu! Mulțumesc și eu, Anca! S-au adunat multe întrebări pe Răboș. La una să răspund eu în locul tău, foarte rapid. Întreba cineva dacă am putea spune, cineva care recunoaște că n-a citit cartea încă, dacă am putea spune că fiecare dintre noi ne culcăm în fiecare noapte într-un pat ocult. Răspunsul simplu este am vrea noi. Nu e cazul, așa că am să trec la următoarea întrebare. Ne întreabă cineva mai exact, mai un pic să găsesc întrebarea. Ne întreabă cineva, doamna Nela Talabă, dacă ați simțit vreodată ca o vulnerabilitate deschiderea sufletească în fața cititorilor. Da, nu am chestia asta, știi? Când eram foarte tânără și venea cineva pe la noi și făcea pe seara să-mi pună o întrebare mie, personal, adică nu așa a familiei, răspunsul meu era interminabil și bunica mea întotdeauna se enerva. Am uitat din cameră așa pe sus și spunea, Dumnezeu, de poți să spui toate lucrurile astea, dar tu nu-ți dai seama că nu poți să vorbești orice cu străinii și să povestești, să dai atâtea mănunte din casă, dacă mai deschizi gura vreodată când întreabă cineva să știi că nu, te închid nu știu unde și nu știu ce să fac și e tâcă pe parcursul vizitei respective. Cam asta este, dar lucrul ăsta n-a avut niciun fel de importanță pentru mine, pentru că a avea rețineri, a vorbi, a fi politicos până la demență, este dăunător din punctul meu de vedere pentru un scriitor. Și de aceea, de aici sinceritatea uneori, de-a dreptul șocantă pentru mult, da. Pentru că a vorbi cu oamenii care mă citesc este egal cu actul scrisului, cu ceea ce fac în scris. Detest minciuna, dar o detest așa, aș putea scrie un roman despre chestia asta. Și nu știu, mai ales în ficțiune, când se zice că trebuie să plăsmuiești, să nu știu mai ce. Se cunoaște imediat dacă te-a pus să minți.
Iar adevărul meu este oricum unul fabulos, adică nu trebuie să mai inventez nimic. Și ca să fie fabulos, trebuie să am această atitudine dreaptă, cinstită și fără grijă de consecințe, mai ales când vorbesc cu cititorii mei. Cam asta ar fi răspuns. Ei, mulțumesc mult. Așa, ocolitor. Da. Bine, acum un personaj istoric celebru întreba ce este adevărul, nu? Eu aș întreba ce este minciuna, pentru că spuneai că e detest să mint. Mie nu e foarte clar întotdeauna granița asta. Și m-aș gândi, de exemplu, realmente nu mie, aș putea da exemple. Am avut discuții de seminar pe chestiunea asta cu studenții mei. Însă, uite, grecii aveau un cuvânt pentru asta, nu? Paresiastes. Paresiastes era la care spunea mereu adevărul și de obicei sfârșea rău, ca să spunem așa. Din fericire nu mai trăim probabil în epoca în care să-i căsăpim ca pe Socrate. Întreabă cineva și te rog. Trebuie să spună pentru un scriitor absolut totul. Chiar și cele mai năstrușnice lucruri, totul este adevăr. E vorba despre veridicitate, e vorba despre credința în ceea ce povestești. Asta este adevărul scriitor. Să fii acolo. Întreabă cineva, doamna Simona Grigoraș, sigur, întrebarea este adresată profesorilor, nu neapărat doar ție, însă eu plec de la întrebarea asta și o lărgesc un pic. Treabă, la ce vârstă recomandați platanele? Platanos, da? La ce vârstă ar putea elevii citi așa ceva? Iar eu aș întreba chiar și despre paturi oculte. E o vârstă sub care nu e recomandat să pomenim despre cartea asta sau nu? Cum crezi? Că stau lucrurile. Nu cred că este o vârstă. A șocat pe mulți faptul că în plata noastră este vorba despre marginalizați. Dar trăim într-o lume în care copiii, de fapt, învață de mici. Există diferențe între oameni. Pe de altă parte, am îndulcit mult finalul acestei povestiri, tocmai pentru a putea fi accesibil vârstei școlare. Cât privește Patul Oculte, cred că este un roman pentru de la liceu în sus, are lucruri care se potrivesc vieții elevilor, pentru că personajele sunt în ultimul an de liceu respectiv Florii și după aceea studenți la litere. Și am încercat să mă conectez la vârsta respectivă, dar pe de altă parte merge spre întrebările pe care și le pun adolescenții, întrebări legate, sunt metafizice, da? Legate de existență, de moarte, și pe de altă parte se adresează lectorului pudrent, lectorului ocult, care știe ce s-a scris, știe cine s-a zmiorcăit până acum în literatură pe tema asta și știe că răspund acele zmiorcări. Am înțeles. Îi dau cuvântul Ștefaniei Crețu, care ar vrea să întrebe ceva. Bună ziua! Sunt o mare fană a dumneavoastră, vă apreciez foarte mult stilul și aș dori să vă întreb, având în vedere că absolut orice scriitor își pune pe tavă o parte din sufletul și personalitatea sa când scrie o carte, în Paturi Oculte, ce parte, ce reflexia personalității dumneavoastră se regăsește sau este mai mult o umbră decât o reflexie? Acum vrei să știi dacă mi s-au întâmplat lucrurile astea. Da. Sigur că asta trebuie să descoperi tu, adică nu pot apuca să povestesc de desfăturile romanului meu, însă pot să-ți spun că vara trecută am ținut niște dialoguri live în Teatru Național. Și a fost un experiment foarte interesant, se petrecea la prânz toată această acțiune, când Bucureștiul doarme, în teatru nu era nimeni, pentru că abia seara era câte un spectacol, din când în când fiind vară, fiind extra sezon. Și într-o zi
a fost o pană de curent. Și toate lucrurile au arătat altfel, pe holurile alea imense, în liniștea aia care te nebunește, pentru că totul este antifonat, e o liniște zguduitoare, chiar așa pot să zic. Am ajuns la scările care coborau la subsol și acolo mă aștepta un pat de rușu. Deci totul este experiență până la urmă într-un roman, într-o ficțiune. Vis-a-vis de Teatrul Național este Facultatea de Litere, unde de asemenea am avut tot felul de experiențe de genul ăsta. Și o parte dintre ele se află în roman, mai ales cursurile mele din sala Vianu sau poțiunea de pe lângă lift, unde mereu trece câte un pisoi venit din altă lume. Ceva ascuns, mistic, Doru, că întrebai, și totodată venit, mă rog, venit din vecinătatea noastră, ascuns acolo, bine în vecinătate. Deci nu puteam să zic numai mistic, era imposibil, trebuia să lângesc un pic de aici, oculte. Cam asta este totul, bine din experiența verii trecute, din experiența anului ăsta, din călătoria mea la Galați, din creionul de Roșcov și din toate întâmplările mici care s-au petrecut chiar și așa în spațiul ăsta restrâns, când stăm închiși în casă. Mulțumesc mult! De ce? Mulțumim și noi, Ștefania. Aș putea să intervin, dacă nu deranjez. Sigur. Sunt auzită? Nu știu în ce măsură. Nu deranjez, da. Bună ziua! Sunt Veronica Țiganuș, colegiul național Mihail Gogăniceanu și vreau să o salut pe doamna profesoară cu mare bucurie și să-i fac o mărturisire că ultima dată când am urmărit-o eram în sala de festivități, în aula Universității București, Galați, pardon, și atunci doamna Ruște a vorbit cu însuflețire despre Fantoma de la Moare. Erați în preajma domnului Dan Lungu. A fost o întâlnire pe care am să o țin minte multă vreme. Da. Am și comunicat cu dumneavoastră atunci. Vă salut și din partea soțului meu, Virgil Țiganuș. Ne bucurăm să vă auzim. În ceea ce vă privește, doamna profesoară, prefer să vă spun așa, sunteți o personalitate și în cultura noastră românească, ca om de știință vorbesc, eu nu prea pot să separ, deci numai în ceea ce privește pe dumneavoastră, dimensiunea științifică, deci omul de erudiție. Autorul unor volume pe care le recomand și astăzi elevilor mei, atât cât se mai poate, să citească din dicționarul de simboluri al lui Eliade sau din teme și simboluri și dimensiunea artistică a dumneavoastră. Spațiul acela de care vorbiți, al Universității din București, eu îl port în suflet, am fost studenta Facultății de Filologie atunci, din București. Atunci înseamnă că îți mai amintești coada aia de pisică de lângă lift, nu? Da. Îmi amintesc foarte multe. Îmi amintesc și cozile de pisică de la librăria Eminescu când se aduceau cărți bune și dădeam roată să stăm să-l cumpărăm pe Preda sau era puțin înainte de Revoluție. Aș vrea să-mi spuneți dacă latura asta a omului care cercetează, care a cercetat miturile, a avut în timp o influență și asupra genului acesteia de literatură pe care îl scrieți. Eu am citit Mâța Vineri, așa v-am cunoscut pe dumneavoastră, prin băiatul meu. Am citit Zogru și a fost o încântare și o delectare. Nu le-am citit pe ultimele trei, cred, dar sunt în biblioteca mea. În ceea ce mă privește, voi continua lecturile. Deci relaționați această activitate didactică și a omului care cercetează cu dimensiunea artistică? Nu
avut o lungă viață mânzitoare, este legat de scris. Iar în ceea ce mă privește, nu știu, sunt multe perioade, am o curiozitate, mă rog, pe care o are orice intelectual, și curiozitatea asta de multe ori înlăgește, m-a făcut să migrez dintr-o preocupare într-alta. De pildă, an bun din tinerețea mea, pe când țineam un curs de istoria literaturii vechi la Catedra Domnului Mazilu la litere. De asta, când povesteam, mă gândeam că poate ne-am și văzut acolo. Eram absolut legată de epoca brâncovenească, nu credeam că voi pleca vreodată de acolo și de la... Deci și din epocă și din catedră. Adică eram hotărâtă ca totul să se lege, toată viața mea să se lege de epoca brâncovenească, deci de secolul XVII. Și pasiunea asta a durat câțiva ani, după care, la un moment dat, am citit ceva, mi s-a întâmplat ceva, am intrat într-o biserică de pe Batiște și dintr-o dată s-a deschis poarta spre secolul XVIII. Mi-am dat seama că știam foarte puține despre el și așa am început să scotocesc după lucruri fanariore, după informații, după detalii și să le folosesc să scriu, de fapt, despre povești pe care le întâlneam citind. Deci multe lucruri le-am citit din urmăța vine din manuscrisul Fanariot. Dar odată cu asta, de fapt, am trecut cu totul într-o altă zonă, pentru că nu numai că m-am detașat de această, de literatura legată de cronicar, să zicem, și am trecut vigilios într-o scurtă perioadă la Catedra de Teoria Literaturii, că tot spuneți și numai, și după aceea la o facultate de film de la Media Public. Deci am intrat pe platourile din Buftea, am început să fac alte lucruri. Deci asta se întâmplă. Un scriitor are multe curiozități. S-a întâmplat ca eu să îmi sprijin și meseria și, mă rog, modul de a câștiga, de a-mi câștiga traiul pe aceste perioade de curiozitate canalizate într-o direcție sau în alta, dar, de altă parte, nu rămâne legat de o singură perioadă, de o singură preocupare, de simbolul, de exemplu, care iarăși este un capitol în viața mea, și se îndreaptă spre ceea ce îi cere ultima lui întâlnire emoțională. Întâlnești ceva, te vii obsedat de asta și consumi până la ultima filă tot ceea ce se poate lega de acea obsesie. Cam în felul ăsta se leagă lucrurile. N-am luat foarte în serios o specializare, dar am luat foarte în serios cariera didactică. Pentru mine a însemnat mult învățământul și, într-un fel, chiar îmi pare rău că cea mai bună parte, cred că a mea, a rămas acolo pe catedră. Am fost profesoară de liceu pe vremea comuniștilor, la sfârșit de dictatură, tocmai îmi dădusem demisia de la un liceu, deci eram așa. După aceea m-am angajat la o editură, am luat iarăși cursuri la un liceu. Mereu, perioada asta de liceu, experiența mea de profesor de liceu a fost cea mai fertilă din punct de vedere al inspirației și cea mai proastă pentru scris. Pentru că te confiscă cu totul, în timpul orelor nu te poți gândi la altceva, sunt ore extraordinar de multe, iar mințile tinerilor, copiilor de liceu, sunt de-a dreptul fâmpidice. Și este o meserie care te suge și pe care nu poți face, după opinia mea, acum, după ce am trecut prin atâția ani de învățământ, din 2007 având titlul de profesor universitar. Deci, gândiți-vă că sunt vreo 40 de ani de când tot stau pe catedre și pot să vă spun că meseria de dascăl se face superb 10 ani. Și după aceea încep compromisurile și uzura lasă niște urme. Uzura, am zis așa, la modul general, deci viața de profesor nu numai că te consumă, dar îți ia ani din viață. Îți scurtează timpul trăirii tale.
mă crede sau nu, am fost foarte dură în ce v-am spus acum, dar pentru că toți sunteți dascăle, aș vrea să știți că sunteți foarte expuși. Bine, eu știu că n-ar arăt foarte bine în dimineața asta, dar chiar m-ai pus pe gânduri și încerc să calculez așa din minte cam câți ani ai fi pierdut din viață cu meseria asta, pe care totuși n-aș da-o pe nimic. Normal, cea mai seducătoare meserie. Tocmai de asta este primejdioasă. Da, și cred că abia acum, după aproape 20 de ani de catedră, încep să o gust cu adevărat și cu înțelepciunea și echilibru. Da, am făcut foarte multe lucruri, mă rog, așa cu realitatea în gât și fără să-mi dau tihna de a mă bucura de anumite lucruri. Acum cred că am devenit o genunchie de broască mai înțelept și îmi dau voie să mă și bucur de asta. O întrebare care e pusă de ceva timp și pe care o preiau modificând-o un pic este dacă ți amintești o întrebare, una singură, care de-a lungul evenimentelor la care ai participat s-a întâmplat să ți se pară nu doar interesantă sau ofertantă, ci care, hai să spunem, nu știu, poate te-a stupefiat, te-a surprins, ți-a mijlocit o revelație. Nu știu, există o întrebare de asta minune pe care să ți-o amintești? Și dacă da, ce întrebare a fost? Ca să... Întrebarea nu e a mea despre întrebare, eu doar traduc... Ca să ieșim un pic din zona asta așa foarte gravă, am să vă spun că... Sunt multe, bineînțeles, întrebări, dar aș vrea să o povestesc pe următoarea. După ce am publicat primul meu roman, că atunci se țin minte lucrurile, după prima operă, primul succes, se întâlnește prima întâlnire cu cititorii, la una dintre primele mele întâlniri, cineva m-a întrebat dacă numărul de telefon din Omulețul Roșu nu este al meu, cine răspunde la el? Deci așa am înțeles. Deci era un număr de telefon, greșeală de debutant. Pusesem un număr de telefon pe care l-am inventat, am zis eu, am crezut eu. Și un cititor, nu numai că ajunsese la numărul ăla, dar a sunat și a răspuns o femeie. Și acum voia să știe cine este. Adică asta mi s-a părut cea mai teribilă chestiune, dar m-a făcut să, mă rog, să elimin lucrurile de genul ăsta mai târziu. E o greșeală de începător, ești tentat să pui lucruri exacte, să dai adrese, să spui strada cu care numărul, etc. Și eu pusesem un număr de telefon acolo, care avea și importanță. Și numărul ăla de telefon nu era al meu normal, dar era al cuiva până la urmă. Și asta a fost mai așa distractivă dintre întâmplările de la începutul carierei mele. Totuși, mă gândesc ce punte excepțională, chiar dacă involuntară, între ficțiune și realitate ai reușit să creezi. Nu știu dacă a apreciat-o la fel de mult și posesoarea telefonului, însă numărului de telefon, însă nouă ne place, ce să spun. Ok. Mă gândeam ce interesant ar fi dacă cititorii romanului acestuia, Paturi Oculte, ar începe să meargă la Cărturești în căutarea creionului din Roșcov. Chiar ar fi interesant. Sau dacă ceilalți cititori ar merge pe urmele obiectelor minunate pe care le găsim și în încercarea de a le descoperi, mie mi-a rămas imaginea acelui inel, despre care se spune că e undeva într-un anticariat din București. Ce-ar fi dacă, prin anticariatele din România, ar pleca cititorii înfocați, cum pe altă dată a făcut un cititor căutând papagalul lui Flaubert? Da, foarte frumos. Da, la Cărturești sunt creioanele de Roșcov, ne așteaptă acolo și pe câteva zile chiar o să am un eveniment live acolo, la creioane. Aș avea o întrebare plecând de la copilul din mine. Dumneavoastră, la un moment dat, ați spus că ați putea identifica sau ați putea crea legătura între om și patul în care a dormit.
aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră cum credeți că poate modifica patul omul în viața reală? E o întrebare pe care mi-am pus-o când am citit textul dumneavoastră. E o întrebare complexă. Patul... Patul ăsta obișnuit, banal, da. Dar care nu are elementele acelea mitice, da? Și totuși, cu siguranță, ne modifică. Absolut, ne îngrășăm. Dacă dormim dacă... prea mult, că într-adevăr, numai cardia crește dacă se odihnește. Toate paturile sunt perverse, te obișnuiești cu ele repede și știți că există și expresia nu pot să dorm decât în patul meu, să mă văd în patul meu acasă. Pentru că este cușul pe care animalul din noi și îl facem. Legătura dintre om și pat, patul obișnuit, e mai mult decât mistică. Sună ca un titlu fabulos de viitoare lucrare de doctorat, legătura dintre om și pat. Nu m-am gândit niciodată la asta, dar mă pot gândi la faptul că probabil filozofia e cumva legată, apariția filozofiei e cumva legată de lene și de ieșirea din tumultul, hai să spunem, cotidian. Și în general se filozofează bine cu ochii în tavan și cu mintea lăsată să tăcească aiurea. Bun, în momentul ăsta... Aș putea să mai întreb ceva? Sigur, legătura dintre om și masa de bucătărie, să vedem. De asta dată nu. Tot așa am fost puternic impresionat în momentul în care am citit de mogâldeața aceea care apare în mod neașteptat după înmormântare și care este prima care începe șirul rememorării, permite întoarcerea către timp, în alt timp. Voiam să vă întreb de ce ați pornit rememorarea poveștii, plecând de la această mogâldeață care parcă e ruptă din lumea reală, pentru că ea, culmea, se oprește exact în poarta unui cimitir. Pare că nu este din lumea noastră și încă nu e nici de acolo. Este foarte interesant modul în care ați gândit și mă gândeam de ce. De ce ați plecat de acolo? Da, ar putea să... Anca Alexandru este un... Eu aș putea încerca un răspuns la întrebarea asta, adică despre legătura dintre literatură și lumea reală, după părerea scriitorilor pe care îi citesc eu și a teoreticienilor care îmi umplu viața, nu există. Chiar dacă ea aparent există, apoi urmează o muncă cu cuvintele. Și aici, pornind de la ce cuvinte să folosim ca să exprimăm ce vedem în lumea reală, da? Începem să imaginăm lucrurile. Și practic ne îndepărtăm de lucrurile din lumea reală. Și probabil asta ați simțit dumneavoastră că mogâldeața... Eu n-am citit cartea, repet, da? Da? Dar probabil asta ați și simțit și dumneavoastră ca cititor că nu face parte din lumea reală pentru că ați început să imaginați lucrul acela pe care îl citeați. Dar da. Chiar dacă aparent... Nu e? Zi. Nu, e un episod foarte important, dar care ține... Vă cred, să-l citesc. ...tehnica romanului, în sensul că este un episod de la începutul romanului. La o înmormântare apare, deci nu e chiar o mugâldeață, e o femeie care aproape că nu ține să crezi că este reală, asta a fost și intenția, și care face parte, deci reprezintă o parte din deznodământ. Da? Deci este... deznodământul ăla anticipat, pus la începutul romanului, special pentru ca după aceea, când ajungi la final, să-l ai în minte și să recompui de fapt, fără să fie nevoie să scrii în mod clasic deznodământul. Deci e un procedeu pur și simplu. Unul mi-a făcut foarte mare plăcere să scriu și mă bucur că a fost
că a fost remarcat, Nicoleta l-a remarcat, este unul dintre episoadele cheie ale romanului. Știi că ai o cameră plină de cititori și de teoreticieni ai literaturii și că lumea s-a încins la vorbă când primești un comentariu pe care o să-mi dai voie să-l reproduc. Nu pretinși că îl înțeleg, dar mi-a plăcut foarte mult. Cineva spune, Mogâldeața este prustiană. A sunat excelent propoziția asta și nu mă îndoiesc că e și corectă, chiar dacă mie îmi scapă cumva logica din spatele ei. Bun, cred că am epuizat întrebările care se adună, care vrea să intervină, rog să o facă. Aș mai avea o singură întrebare. Cum ați răspunde la gândul personajului, exact de la finalul romanului? Nu cumva Molima, care cuprinsese orașul, era chiar el? Și acest gând a fost ușa lui Căpriceanu spre următorul nivel și salvarea lui Flori. Pentru că este realmente minunat, oferă răspunsuri și în același timp ne lasă pe noi, ca cititori, să zburdăm către un alt nivel. Mulțumesc! Iar în limbaj de specialitate se numește spoiler. Da, ca exact. Să spunem așa. Da. Niciodată. Nicoleta. Dar mă bucur că l-ai citit până la capăt și că ai remarcat sensurile lui. Bun. Încet, încet ne apropiem de finalul, cred, întâlnirii de azi și de 2 ore de discuții. Nu știu dacă realizați că discutăm de două ore. Da, aproape. Și nu aș încheia înainte de a face și eu explicit o recomandare din tot sufletul de lectură pentru cartea aceasta. Nu mă îndoiesc că toți cei care ne-au urmărit azi vor fugi la librărie sau la raftul propriu sau la un vecin care o are deja sau în fine o să găsească o soluție ca să citească romanul Doinei, care e literalmente fain și pe care îl recomand din tot sufletul. Doina, eu personal și în numele meu și al colegilor, numărului mare de colegi care ne-au ajutat, nu știu dacă realizez cam ce logistică a fost în spatele acestei întâlniri de azi, pentru că am avut foarte mulți parteneri, Casa Corpului Didactic, sigur, Inspectoratul Școlar Județean, Romanian Business Leaders prin intermediul platformei proiectului Merito, Consiliul Elevilor prin care am promovat întâlnirea de azi un pic, și cu siguranță am uitat pe cineva, că lista e editura Litera, da, sigur, care a comis cartea din punct de vedere editorial și așa mai departe. Le mulțumesc tuturor. Eu personal, pentru mine, și știi că nu spun lucrul ăsta de complezență, orice întâlnire cu tine este onorantă. Mă bucur din suflet că ne consideri și că mă consideri suficient de pregătit ca să pot vorbi despre cărțile tale, care pe mine nu doar că mă delectează și că îmi plac enorm, dar mă și intimidează. Mie mi se pare că e o știință de carte și o știință de a face lucrurile teribile în spate. Cred că citesc de suficient de mulți ani ca să nu greșesc când simt asta la un autor. Și personal îți urez foarte mult succes, să rămânem sănătoși, să avem parte de timp de scris și de citit, să nu ne întâlnim cu COVID-ul, să avem cât mai puțin contact și cât mai multe contacte cu ființe umane în perioada asta. Da. Și îți urez succes și cu colecția de la Editura Litera, care cred că își va găsi repede un loc, după cum spuneam și mai devreme, pe scena editorială românească. Și te așteptăm cu mare drag, fie cu următoarea ta carte, fie cu una dintre cărțile sau mai multe dintre cărțile pe care le propune colecția. De ce nu fac invitația asta oficial?
noi suntem aici atunci când vrei să ne prezinți unul sau mai mulți scriitori, știu eu, din colecția pe care o donezi. Sunt toți foarte talentați. Nu mă îndoiesc, adică bănuiesc că publicarea cărții sub într-o colecție pe care o patronezi e și un gir din partea ta și înseamnă că au luat notă mare la examenul pe care l-au avut cu tine, examenul de citire de manuscrise. Încă o dată, dacă cineva vrea să mai intervină ca să mă exprim oficial, vorbiți acum sau păstrați tăcerea până la următoarea întâlnire. Cam ăsta e momentul. Doar o să facem o promisiune că va urma. Sunt absolut convins și eu unul chiar aștept cu mare, mare plăcere și bucurie orice întâlnire cu Doina Ruștii și cu literatura Doinei Ruștii. Vă mulțumesc mult tuturor pentru că ați fost azi aici. Și ca să zic așa, să citez un slogan antic de acum, țineți aproape de noi, cred că deja vedeți că puteți avea în Casa Corpului Didactic din Galați un creator și un partener de evenimente de foarte bună calitate și vom încerca să ținem lucrurile în același fel și de aici înainte. Încă o dată mulțumim, Doina, succes mult mai departe și să ne revedem în jurul, știu eu, da, unor paturi oculte, cine știe când va invita. Mulțumesc mult, la revedere tuturor! Toate cele bune, mulțumim! La revedere! La revedere, la revedere tuturor! Acum abia vă și eu când ieșiți. Da, încă eu o să aștept să iasă. O să aștept să iasă lumea. Zic să mai rămânem noi puțin. Mai aveam energie de încă 2-3 ore, nu? A, absolut. Eu nu abia m-am încălzit. Da, dar, exact. Și... Mulțumim, felicitări de la Buzău. Mulțumim. V-am ascultat cu mare atenție. Felicitări încă o dată, CCD Galați. Mulțumesc frumos și eu. Felicitări, mulțumim tare mult. V-am ascultat cu drag și n-am simțit când au trecut cele 2 ore. Mulțumesc mult de tot, te salut. Că suntem în jur de 20 de participanți. Da, ce să spun, dacă nu mai învăț să... Cred că putem opri live-ul. Da, să oprim.